având în vedere că ne aflăm în fața unei primiri în partii a unei persoane importante pe care dumneavoastră o cunoașteți din activitate politică și numai din activitate politică, am considerat că este necesar să ieșim în conferința de presă să facem cunoscut această solicitare și primirea în partid a domnului Popa Marian. Domnul Popa Marian a fost membru la noi la partid, în Partidul Conservator, a fost și consilierul nostru în Consiliul Local. Pe noi ne-a bucurat faptul că a solicitat să intre în formațiunea noastră, datorită faptului că atunci când a fost membru la noi, când a fost consilier, a fost un bun coleg, este un om de caracter, este un om care a manifestat preocupare atunci pentru atragerea unui număr mare de voturi, astfel încât atunci când dumneavoastră a fost consilier, noi am avut un procent de 19%. Și datorită dumnealui, am obținut atunci 7 consilieri județeni, 7 consilieri locali, ceea ce ne-a permis să avem și președintele Consiliului Județean de atunci. Sigur că pentru noi a reprezentat și reprezintă un avantaj faptul că dumnealui s-a înscris din nou în partid la noi, pentru că pe lângă dumnealui s-au înscris și se vor înscrie un număr de oameni care au fost simpatizanți sau chiar membri ai PNCCD-ului și nu numai.